Cotroceni. Mergem chiar acum la colega noastră, Mădălina Bălan. Bun găsit, Mădălina! Bună dimineața tuturor! Aici la Palatul Cotroceni se fac ultimele pregătiri, așa cum puteți observa și pe dumneavoastră, chiar în spatele meu în acest moment se aspiră covoarele roșii pentru ca totul să fie pregătit, totul să fie ca la carte pentru sosirea papei. Totodată afară, în fața Palatului Cotroceni, forțele de ordine și-au făcut simțită prezența, este foarte multă poliție, jandarmerie, gardurile au fost puse pentru că între 11:30 și orele 13:30 traficul va fi restricționat. Vorbim de niște zile istorice pentru România. La 20 de ani de când România a fost prima țară ortodoxă vizitată vreodată de un suveran pontif, vorbim de Papa Ioan Paul al II-lea, acum țara noastră este din nou pregătită pentru turneul pastoral al Papei Francis. Așadar, sunt zile extrem de importante. 31 mai, 2 iunie, sunt zile cu o puternică încărcătură pentru țara noastră. De astfel, așa cum știm cu toții, sanctitatea sa a lansat și un mesaj înainte de venirea sa în România, se va petrece în această dimineață și a subliniat legăturile de credință care ne unesc și totodată și-a exprimat bucuria de a veni într-o țară caldă și primitoare ca pelerin și ca frate. Astfel, după primirea oficială de la aeroport, suveranul pontif se va deplasa cu un papa mobil către Palatul Cotroceni, aici unde eu mă aflu, unde va fi primit în cadrul unei ceremonii oficiale pe platoul Marinescu și se va trece în revistă Garda de Onoare. După aceste momente, președintele României, Klaus Iohannis, și Papa Francis vor avea convorbiri tet-a-tet, asta cam o jumătate de oră, apoi va avea loc întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă și cu corpul diplomatic. Vă menționez totodată că au fost invitate aproximativ 400 de persoane. Șeful statului după aceste momente va susține o alocuțiune, iar suveranul pontif un discurs. Așa cum vă spuneam și la începutul transmisiunii directe, între orele 11:30 și 13:30 traficul va fi restricționat. Vă invit să rămâneți alături de Antena Stars pentru că, așa cum v-am spus, vor avea loc momente istorice. Revenim de aici, de la Palatul Cotroceni. Mulțumim tare mult, Mădălina, vom reîntoarce la tine, bineînțeles. Despre acest trafic restricționat discutăm chiar acum. Vizita suveranului pontif la București aduce o mulțime de restricții, așadar în trafic s-au impus mai multe măsuri de securitate, iar unele școli și grădinițe vor fi închise. Circulația mașinilor va fi interzisă pe întreg traseul parcurs de Papa Francis, începând de la aeroportul Otopeni până la dealul Mitropoliei. Interdicțiile au fost puse încă de pe data de 29 mai. Până pe 2 iunie se vor aplica restricții auto pentru strada Pictor Strahi, piața Papa Ioan Paul al II-lea, dar și interzicerea oprilor și staționarea pe bulevardul Schitu Măgureanu între Constantin Stahi și strada Știrbei Vodă. Restricțiile de trafic sunt următoarele: între orele 11:30 și 13:30, bulevardul Marinescu între șoseaua Cotroceni și piața Eroilor, până la ora 21 este interzisă oprirea și staționarea pe bulevardul Schitu Măgureanu, între Splaiul Independenței și strada Știrbei Vodă, dar și între strada Popa Tatu și strada Luterană. Începând cu data de 30 mai până pe 2 iunie, se interzice oprirea staționarea pe intrarea Aurora. Foarte important este astăzi să avem și noi parte de vreme frumoasă, dar mai multe despre ce ne rezervă gradele în termometre ne spune Zizi. Te ascultăm, Zizi. Bună dimineața din nou, Zizi. Bună.